cred că o mare perioadă din joc am respectat planul de joc și am făcut ceea ce trebuia să facem. Bineînțeles că am avut și câteva erori pe care unele nu am putut să le controlăm, celelalte depind de noi și strict de noi. Aici trebuie să fim mai buni pe viitor. Și cred că am luptat până în ultima secundă. Nu am reușit să câștigăm și asta e foarte frustrant pentru toată lumea, dar știm că mai sunt încă 5 meciuri și șansele nu sunt pierdute, definitiv. Au fost unele decizii care au ridicat sala la propriu, da. Le-am simțit din teren? Da, le-am simțit, am simțit că nu au fost decizii pentru noi, dar în același timp trebuie să știm că, așa cum am zis, nu ne va da nimeni nimic și nu ni se va oferi. Trebuie doar să luăm noi și să controlăm ceea ce depinde de noi. Am recuperat în ultimele 2 minute 6-7 puncte, cred. A fost, n-a fost ziua noastră la final.